Bine m-am regăsit, prieteni! Am fost să-mi cumpăr brad. Mi-au luat bradul. Când am venit acasă, mi-am dat seama că toată chinezăria pe care aveam eu ca suport de brad e mult prea mică. Au luat brad mare, după copii. Și am zis, mă duc înapoi. Să iau un suport de la de brad mai mare, mai să reziste. Și am luat chestia asta. În prima vedere zici, o chinezărie. Bă, și când te uiți, da? Polonia, țară de origine. Ce înseamnă asta? Bă, și am pus-o cumva în legătură cu alte știri pe care le-am citit despre Polonia. Pe Hot News ați văzut acum 2 zile o analiză ce a făcut Polonia și ce n-a făcut România. Polonia, trenul la 200 de km pe oră. Autostrăzi, legătură între Varșovia și principalele orașe din țară. România, ioc. Am venit după aia la chestia asta. Eu am crezut că e o chinezărie. Băi, o chinezărie, așa cum sunt toate chinezările. Nici gând. Ideea este următoarea. Locul Chinei, pentru chestia asta, pentru mărunțișuri de genul ăsta, începe să fie luat de Polonia. Adică Polonia, practic, face o reconversie necesară întregii Europe, da? Care s-a uitat către China așa, băi, azi mulți lucrează, știi tu, bătrânul chinez. Ei bine, nu. Prețul undeva la 12 euro. 12 euro, așa ceva găseai altă dată când era o chestie chinezească. De ce e importantă chestia asta? Polonia se reconfigurează într-un ritm pe care nici o țară din Est nu l-a priceput. Începând de la educație. Au luat 68 de miliarde de euro într-o primă fază de la Comisia Europeană. Au mai pus cofinanțare de încă 32 de miliarde de euro ca să facă 100 de miliarde de euro și din 100 de miliarde de euro aproape 70 de miliarde au băgat în inovație, învățământ superior și învățământul ăsta normal, de liceu, de primar. Adică băgați bani în școală ca lumea, băgați bani în educație. Ce au mai făcut? Terapia aia de șoc. Și asta o spun cumva pentru urechile ăstora pe care îi tot alegem noi degeaba. Terapia aia de șoc prin care au spus, băieți, schimbăm paradigma. Gata cu comunismul, începem capitalismul. Ce au mai făcut? S-au uitat foarte clar, bă, ce ne lipsește? Păi n-avem nicio autostradă. Nimic. Încă românii mai aveau lătura aia dintre Pitești și București și cam atât. Și o să spun lătură pentru că nu era autostradă, nu era făcută pe timpul Ceaușescu după normele autostrăzilor europene. Dar bine că era. Ei bine, polonezii s-au uitat repede, au zis centura Varșoviei, legătură cu est, vest, nord, sud și au și rezolvat problema. Da? Este un fel de legendă, anecdotă, spune cum vrei. Polonezele, femeile, au rezolvat problema infrastructurii. Că polonezii, la fel ca orice estic, pe timpul comunismului, da, erau și ei, mai ales că vodka poloneză e bună, trăgeau la măsea. Și au venit firmele nemțești mai întâi să construiască autostrăzi. Dar polonezul, ca orice estic, băga. Și firmele nemțești au zis așa, mă băiatule, într-o primă fază nu te dăm afară, te-am prins bea la muncă. O săptămână nu mai vii la muncă. În a doua fază nu mai vii o lună. În a treia fază, la revedere. Păi ce s-a întâmplat între timp? Au început băncile, vrei un televizor color, vrei o casă, vrei o mașină, vrei și au început ratele. Și gândește ce-ar fi pe capul nostru să avem rate, să mergem acasă la nevastă, să spunem, păi săptămâna asta nu, crezi că m-am îmbătat, nu o să-mi dea salariu. Și începe taca, pe drept cuvânt, în mod evident, da? Și atunci, practic, din nevoia asta de a fi prosper, din tot ce înseamnă circuitul ratelor la bancă, din tot ce înseamnă taca nevestelor, ăștia au renunțat să mai bea. Și chiar au făcut autostrăzi. La noi, cred că numai s-a băut. Că în 30 de ani am făcut undeva la 900 de kilometri de autostradă. Adică așa, 30 de kilometri pe an, așa, dar cu de-alea, mai multe steaguri și panglici, tricolore decât autostrăzi. Ce au mai făcut? Legături feroviare. Domnule, trebuie să legăm Varșovia, de Gdansk, de Cracovia, de toate. Și au început să facă. Și chiar au făcut. Nu, ni se pare chestia asta. Adică în România se folosește deja verbe la trecut despre realizări, este, cum să zic, ca tatăl nostru guvernamental. Noi mergem pe o să. O să facem, trebuie să... Nu avem niciodată conștiința faptului că, bă, chiar trebuie să faci. Noi o să. O să. Înțelegi? Am văzut știrea aia în Hot News, trebuie să căutați și voi știrea Hot News, nu mai pun aici, da, vis-a-vis de trenurile de 200 de km pe oră. Acum vine cealaltă și dacă până acum se uitau românii la carnea de porc, apoi vine din Polonia, merele vin din Polonia, apropo, mobila vine din Polonia și te gândești, bă, noi am fost țară cam agrar, așa, băgam porci, aveam 1.000.000 de porci acolo lângă Timișoara. Mobilă, exportam, dă-i să meargă din Rusia până în, nu știu pe unde, Africa de Sud. Mere, păi aveam mere de nu știu, știam ce să facem cu ele și acum avem. Doar că nu am sistematizat oportunitățile. Și atunci, Polonia a înțeles foarte bine lecția capitalismului. S-a uitat către China și a zis, bă băieți, dar de ce trebuie să mergeți până la țara aia comunistă și practic să finanțați comunismul? Știm și noi să facem. Și au făcut inclusiv asta. Adică, de la o chestiune foarte mică, și atenție, și n-am avut fabrici de mase plastice, și cred că avem încă, dar nu ne dă prin cap. Pentru că la noi, și asta o spun așa, cu regret, nu o spun ca să devalizez imaginea României, ci ca să vedem unde este de reparat. La noi totul se face dacă vrea domn director, dacă șeful, dacă nu știu care. Acolo îți vine un tip cu o idee, pentru că s-au băgat miliarde, zeci de miliarde de euro în inovație și spune, băieți, lipsește asta de pe piață. Care este piața? Se uită încolo, se uită încolo, se uită încolo, hopa, România. Păi România aduce numai chinezării. Hai mă să facem o chestie mai bună, mai deșteaptă, că uite, aici băgăm apă, da? Aici este fanta asta, intră apa pe acolo și ține bradul și dacă vrei să, da? Faci după cum vrei tu. E o chestie simplă, 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 simplă. Da? La câte fabrici de mase plastice, cred că și în Cluj mai este fabrica de mase plastice, da? Noi facem găleți. Odată la 4 ani. Mai cere PSD-ul, mai cere PNL-ul, mai facem câte o găleată, câte o coadă de mătură și cam atât. Și atunci vă întreb, bă, oare nu cumva ar trebui să restartăm cât de cât căpățâna? Că la mușchi toată lumea are mușchi, tot prostul are mușchi. Cu căpățâna este un pic mai dificil. Mă uit către Polonia exact cum se uită și neamțul către Polonia. Sunt aproape 200.000 de nemți care s-au mutat în Polonia pentru că li se pare, și chiar așa este, că se poate trăi un pic mai bine decât în Germania. Prețurile sunt mai mici. Dar de ce? Nu pentru că în Germania ar fi mari. În Germania sunt câteodată de 2 ori, de 3 ori mai mici decât în Olanda, de exemplu. Și asta o știu pe pielea mea. Înțelegi? Dar polonezii și-au sistematizat, așa cum am spus, toate oportunitățile, își securizează acum prosperitatea. Gândiți-vă că de la 2,5% la apărare din PIB trec în 3-4 ani la 5% din PIB pentru apărare. Asta înseamnă o sumă imensă, dar mai înseamnă ceva. Mai înseamnă deja cumva un loc acolo pe podium, primul loc, la armată terestră, la tot ce înseamnă apărarea Europei în caz că rusului îi vine iară vodka în creier. Ori așa se creează, până la urmă, o națiune modernă. Da? Nu din mitologie, nu din bancuri cu daci și cu jet și cu tot felul de chestii. Au locul lor acolo, foarte bine, hai să-i punem în muzee, vorbim mai rar un pic despre ei și un pic mai mult despre prezent și despre viitor. Ei își sistematizează pur și simplu identitatea. La noi identitatea înseamnă niște insulițe. Nu-s legate între ele de niciun pod. Dacă te duci în Polonia acum, știi unde aș vrea să meargă românul? Uite, nu în Varșovia. Băi, capitală, se dezvoltă. Nu în Cracovia. Băi, un oraș medieval care este senzația. Probabil cel mai fain oraș din Europa, alături de Bruges și de Saint-Malo. Da, astea m-au plăcut mie, m-au dat pe spate. Dar eu zic să te duci în Gdansk. Gdansk, care a fost un oraș industrial, toată lumea bătea cu ciocanul, da, să facă câte un vapor. Dacă te duci acum în Gdansk, din orașul ăla industrial, a rămas într-adevăr industrie, dar atât ai turismul. Lumea merge să vadă tot ce înseamnă moștenirea aia, o să-i spun totuși hanseatică. Da? Adică ai alt parfum. Te duci acolo și dintr-o dată îți dai seama că ai ajuns într-un alt univers. Nu ești în universul occidental, ăla pe care deja îl cunoaștem, că vorba aia, 5, 6, 7 milioane de oameni din România au plecat acolo. Nu-i nici universul ăla de est. Am mers în est, am văzut în spatele gării tot felul de geamuri sparte, centrele arată cât de cât european. Nu. E o chestiune specială. Numai polonezii pot să facă chestia asta. Dar, într-adevăr, numai polonezii au dispărut de 3 ori de pe harta lumii și de 3 ori au reapărut. Mie mi-ar plăcea, de exemplu, și de asta vorbesc despre partea de Europa, să fim și noi un pic mai atenți. Și uite, ca să nu dau Polonia, o să dau Estonia. Estonia, fostă sovietică, fostă Republică Sovietică. Da? S-a uitat la polonez și s-a uitat la finlandez. La polonez s-a uitat pentru industrie, atâta cât au. Dar s-a uitat la finlandez pentru educație. Și explică foarte bine o doamnă, analist pe educație, dom'le, oamenii ăștia s-au uitat de acolo și au luat tot ce a fost mai bun. Ce înseamnă mai bun? Înseamnă o masă caldă pentru copii, că nu sunt așa de mulți bani. Oricum, îți de 3 ori mai puțin decât pensiile speciale. Da? Înseamnă transport gratuit pentru copii. Înseamnă evaluarea profesorilor, da? Din timp în timp și pur și simplu au luat profesorii, ăia care erau destul de gri în timpul comunismului și au pus pe o treaptă, da? Superioară în societate, adică respectul față de profesor. Au luat programe, au luat paradigme în care copilul învață și despre natură, poate chiar în natură, da? Și încet, încet îl învață să se miște în lume. Noi ce am făcut? Noi întotdeauna fiecare porcărie de asta de înfrângere o luăm ca pe o victorie. PISA, vai, penultimul loc. Nu e nicio problemă, noi dăm comunicați la minister că, domnule, n-am scăzut deloc, este o mare victorie. Adică este o mare victorie că nu te-ai prostit mai mult decât ești. Și noi avem o ipocrizie în noi. Noi spunem analfabet funcțional. Băieți, trebuie să spunem prostului că e prost. Pentru că în lumea modernă, în care dai un click, da? Și deja poți să știi o grămadă de lucruri, da? Analfabetul funcțional este un prost. Și analfabetul funcțional este votat de cele mai multe ori de alți analfabeți funcționali. Și ajunge în fruntea unei țări care este, din păcate, analfabetă funcțional, da? În ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Am vrut să vă dau exemplul ăsta mic ca să înțelegeți cât de simplu este să faci economie. Te uiți la ăla, te uiți la ăla, vezi ce lipsește de pe piață și faci tu. Dar pentru asta trebuie să gândești. Și aici deja îmi cer scuze că sinapsa ultimilor 30 de ani sau ultimilor 100 de ani este îndoielnică. Să aveți o zi minunată, așa că nu v-am întristat tare. Mă duc lângă foc și că trebuie să stau cu șenele la foc, să nu mă doară chiar acolo.